interiorul Republicii Moldova. Vedem că o mare parte din organizațiile unioniste, partidele politice unioniste sunt la guvernare. Și din păcate vedem o perioadă de timp când aceste organizații, aceste partide politice încearcă să spună că Republica Moldova este un stat falimentat. Clar că în momentul când se fură aceste miliarde din băncile moldovenești, iarăși acela Drăguțan, eu am mai înainte am menționat de chestia asta, tot este un rod acestui unionism sau acestor organizații unioniste. Noi vedem toate scandalurile făcute de politicieni unioniști, care erau inclusiv cu Șalaru, care au fost și la Ministerul Transporturilor, unde vedem furturi foarte enorme. Vedem acum în armată, încearcă să distrugă această armată. Adică această promoție de unioniști s-a discreditat, inclusiv vânzându-l pe Dabija în fruntea Sfatului Țării. Noi am înțeles că această organizație va fi practic distrusă din interior.